Penala Chioveși nu mai e penală. Fostul procuror șef de la DNA a scăpat de un dosar pentru crimă organizată doar prin prescriere. Colegul meu, Victor Ciutacu, vine cu o analiză amplă asupra acestui subiect. Victor, te ascultăm. Vestea momentului e că zeița anticorupției a ajuns între timp procuror european nu mai e penală. A fost, până acum câteva zile, când, ca la un semn, plictisiții aia de la parchetul general, unde a fost mutată faimoasa secție specială, au constatat că pe Codruța Chioveși a ajuns-o din urmă prescripția faptelor penale. Într-un dosar, insist, penal, care a stat ani de zile în nelucrare. Doar s-a împlinit termenul și scapă oamenii de un stres. Sper că ați auzit bine. Și dacă da, și dacă nu, repet. Chioveși a scăpat nu prin clasarea dosarului în lipsa probelor, nu prin constatarea clasică fapta nu există, ci prin prescripție, adică fix prevederea legală pentru abrogarea căreia reziștii s-au tăvălit în chinuri. Ați văzut vreun pui de tefelist, progresist, sexomarxist, rezist, completați voi pe linia punctată, prin Piața Victoriei că s-a tergiversat dosarul penal Chioveși până la prescripție? E cald afară, au fost rusalile, nu s-a aprobat bugetul de meeting-uri spontane și oricum a lor merită. Niciun sacrificiu nu e suficient pentru spălarea imaginii unui personaj cel puțin la fel de nociv ca și Coldea. Dacă i-a scos pe toți derbedeii care urlau ca apucații cine nu sare ia condamnare, toate dosarele de corupție, mai puțin ale ei, sunt pe bune. Ea, Mititica, e victima răzbunării corupțiilor pe care i-am fundat. O asemenea izbândă istorică merita sărbătorită. Sau, mă rog, ascunsă după o perdea de fum. Poate nu se prinde lumea. Așa a apărut și falsa nebunie mediatică. Măreața procuroare, îmbrăcată ca o prăcupeață, scăpată în magazinul de branduri în perioada marilor reduceri, a scăpat printre suporterii tricolorilor în tramvaiul din Chion. Înconjurată de găzi de corp deghizate în civil, având borsetele cu armament la vedere, dar să nu lăsăm un adevăr incomod să strice o făcătură de presă. Protectorii din umbră au apăsat pe buton și slugile de la București au inventat pe loc povestea ultrașilor leșinați de admirație pentru Chioveși, căreia i-ar fi scandat, sacadat numele. În ciuda apelurilor publice, niciunul dintre suporterii din tramvai nu a simțit nevoia să confirme efuziunea, însă nici măcar nu mai contează. Știrea proastă a fost acoperită de aia bună. E atât de simplu să manipulezi. Totuși să ai o lecuță de creier, un pic de creativitate și niște unelte performante la îndemână.